Simplitatea vieții Sfântului Cuvios Dimitrie ar trebui să ne îndemne astăzi când îl pomenim și când îl pomenim nu doar lăudându-l, cinstindu-l, cunoscându-i viața, ci întrebându-ne eu în fața Sfântului Dimitrie ce aș avea de învățat. Această simplitate a vieții Sfântului Dimitrie ar trebui să ne dea nouă de gândit. Trăim într-un secol în care noi am uitat cum să trăiești simplu. Ne-am complicat viața și alții ne-au complicat viața. Sigur, nu putem să fim toți păstori, nu putem toți să fim ciobani, nu putem toți să trăim într-un mediu care să favorizeze o viețuire mai simplă. Cu toate acestea, pentru o igienă a sufletului și pentru o profilaxie, dacă vreți, a consecințelor nefaste care pot veni din stresul peste măsură, din complicarea vieții peste măsură, din complicarea gândirii peste măsură, ar trebui să reînvățăm din când în când, dacă nu ca un șuvoi, ca o linie roșie a vieții noastre, cum să trăim, cum să ne comportăm, cum să ne raportăm la ceea ce se întâmplă în lume și în viața noastră. Cum să gândim mai simplu. Mai simplu pentru că stresul în zilele noastre face mari ravagii. Nu mai avem acum un stres de moment, un stres atunci când este un pericol iminent, un lucru care e de moment și pe care trebuie să-l confruntăm și chimia organismului nostru determină o stare de stres. Avem o stare de oboseală continuă și o stare de stres continuu. Înainte oamenii aveau doar din când în când câte un moment în care trebuia puțin să se schimbe natura lor, într-un fel să se schimbe atitudinea lor. Acum, bară la bară, totdeauna sunt mașinile pe stradă, nu doar din când în când. La serviciile pe care le avem, avem task-uri peste task-uri, deadline-uri peste deadline-uri. De azi pe mâine nu putem să lăsăm nimic, toate ne vin în urmă, cele nerezolvate stau ca o povară asupra noastră și asta ne îngreunează. Și când venim acasă, suntem cu mintea tot la problemele de la serviciu. Și când venim acasă, în acest duh obișnuiți noi să fim cu stres mult, cu preocupări multe, cu griji multe, cu probleme multe și acasă ne comportăm tot așa. În loc să avem acasă o viețuire cu minte simplă, așezată. Și acasă ne facem probleme peste probleme. Ne se pare că sunt lucruri de netrecut. Totul se pare că nu are o finalitate așa cum ne-am dorit-o noi. Avem din mila Domnului un acoperiș sub care să stăm. Și nu se întâmplă de puține ori ca unii dintre noi, în loc să zică mulțumesc ție, Doamne, și slavă ție, Doamne, pentru cele pe care le am, se gândesc oare cum aș putea să trec de la două camere la patru camere, de la o casă care are, să spun, un anumit număr de metri pătrați, la o casă undeva care are mai mult metri pătrați, poate o casă în care s-a mai mult gazon, o, dacă aș avea și o piscină la casă, una exterioară, dacă nu și una interioară. Cu alte cuvinte, dorim mai mult, nu ne mulțumim cu puțin. Acum, limita aceasta la care să ne mulțumim diferă de la om la om, este adevărat, nimeni nu ne cere astăzi să trăim cum trăia omul în epoca de piatră. E nevoie de un trai decent, este nevoie de un mic confort, dar cine ne spune unde este limita acestui confort, astfel încât să nu fie păgubit sufletul nostru, să nu fie păgubit sufletul nostru din prea multă dorință de confort pentru trupul nostru. Pentru că a noastră grijă trebuie să fie nu doar pentru felul cum trăim în lumea aceasta cu trupul, și da, trebuie să avem grijă de aceasta, trupul are nevoie de hrană, are nevoie de îmbrăcăminte, are nevoie de medicamente, are nevoie de sănătate, are nevoie de un adăpost, dar sufletul are și el nevoile lui. Până când vom ignora aceste nevoi ale lui? Gândiți-vă înainte când aveam un singur televizor în casă și era minunat să ne uităm toată familia la același program.
nici că erau foarte multe posibilități de alegere. Acum însă trebuie să fie mai multe televizoare, pentru că soțul poate vrea să urmărească un meci care este acum, soția poate vrea să urmărească pe alt post de televiziune încă un episod dintr-o telenovelă și poate copiii vor să se uite și ei puțin pe Cartoon Network. Trebuie să ne împărțim și nu putem să ne uităm toți la meci. Ce minunat ar fi să ne uităm toți la un film care e frumos și care poate să fie folositor. Și se creează atunci o comuniune între cei care sunt, chiar da, uite, câteodată și în fața televizorului. Nu mai reușim să ne facem treburi de casă cu o singură mașină. Înainte mașinile le numărai pe dege câte erau într-o localitate. Și da, oamenii puteau să circule și cu trenul, puteau să circule și cu metroul, puteau să circule și cu autobuzul și cu tramvaiul. Acum nu, soțul trebuie să aibă mașina lui, soția trebuie să aibă mașina ei și după 18 ani sau la 18 ani, ce cadou frumos trebuie să facă tatăl copilului decât o mașină. Și trei mașini, cel puțin, trei mașini înseamnă trei bătăi de cap. Înseamnă de trei ori vizite la mecanic și înseamnă de trei ori mai mult stres. Mi-aduc aminte de mama, când am avut și noi prima mașină și tatăl pleca, nu erau telefoane mobile să spună când ajunge și când nu ajunge. Și dacă întârzia ceva mai mult decât mama și închipuia că ar fi trebuit să ajungă, parcă o văd cum seara fiind și noaptea fiind, se îndrepta înspre fereastră și dădea la o parte perdeaua de noapte să se uite, să vadă dacă nu cumva a venit tatăl cu mașina. Și mintea mea de copil îmi puneam întrebarea, păi ori se duce la fereastră, ori nu se duce, ori vede prin fereastră, ori nu vede, când vine tata, intră în casă și își dă seama că a ajuns. Și nu dormea și era un stres, într-adevăr, mama fiind o fire mai delicată și mai sprioasă, așa să zic. Dar iertați-mă dumneavoastră, nu vă recunoașteți de multe ori în astfel de momente, în astfel de situații. Cu alte cuvinte, stresul din lumea de astăzi nu ne face bine. Majoritatea bolilor cardiovasculare, majoritatea bolilor care țin de aparatul digestiv de aici vin din grija mare, din grija multă, din stresul peste măsură. Și Dumnezeu ne spune prin gura Sfântului Apostol Pavel, și acest text a fost reținut de către Epistola către Filipeni, în capitolul al 4-lea, versetul al 6, nu vă împovărați, nu vă împovărați cu nicio grijă. Acesta e mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Și Sfântul Apostol Pavel spune mai departe, nu vă împovărați cu nicio grijă, ci toate cererile voastre cu rugă de mulțumire și cu credință aduceți-le înaintea Domnului. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, a spus Domnul nostru Iisus Hristos. Aveți grijă de cele ale sufletului, de cele ale viețuirii psihicului și de cele ale viețuirii ale vieții Duhului. Și toate celelalte, de nevoie pentru noi, de trebuință pentru noi, vor veni de la sine. Dar căutați mai întâi cele ale sufletului, cele ale împărăției. Nu vă împovărați, grijile ne împovărează, grijile sunt ca o sarcină greu de dus. Greu de dus pentru un trup firav și pentru un psihic firav, labil aproape ar zice. Nu mai avem tăria aceea sufletească pe care o aveau oamenii când aveau și o trăire mai naturală, mai firească. Mâncau mai sănătos și gândeau mai sănătos. Pleca soțul la război. Poate din când în când, foarte, foarte rar, mai trimitea către o epistolă acasă, așa cum a reținut Vasile Alexandrie într-un poem al său o astfel de imagine. Dar în rest nu știa soția dacă mai trăiește sau nu mai trăiește, sau nu mai trăiește. Dar viața nu se oprea, nu-și plângea de milă, nu intra în depresie, nu că aș prihăni, Doamne păzește, pe cineva care în zilele noastre mai ușor cade în această neputință.
Dar atunci aveau mai multă tărie și fie că venea, fie că nu se aștepta să vină soțul de la război sau din concentrare sau de unde era el trimis în exil, viața își urmea cursul ei, soția avea puterea, avea puterea să aibă grijă de casă, să aibă grijă de ogor, să aibă grijă de copii singură. Și nu erau un copil, erau 2, 3, 4, 5. De unde venea tăria aceasta? De unde era lipsa aceasta de îngrijorare peste măsură? De unde lipsa aceasta de stres? Dintr-o credință puternică în Dumnezeu și dintr-o trăire mai cu simplitate a vieții. Când ne complicăm viața, ne îngreunăm viața. Și ne complicăm nu de puține ori viața, nu doar la felul cum trăim, ci la felul cum ne comportăm ca și rezultat al gândirii noastre. Atât de mult ne complicăm gândirea și așa suntem, din păcate, învățați de multe ori încât ne stresăm peste măsură gândindu-ne prea mult. Una este să gândim în nuanțe, una este să gândim în profunzime, una este să fim atenți la mai multe lucruri, asta este o perspectivă, și alta este să gândim complicându-ne. Povestea Sfântul Cuvios Paisia Ghioritul că la un moment dat mergea cu mașina și lui îi era rău de mașină și a deschis fereastra, știți cum facem fiecare dintre noi când este rău în mașină, și a întrebat, e vreo problemă dacă deschid acum fereastra, sunteți bine cei din spate? Și ei, dintr-o politețe, da, dintr-o politețe, au spus, nu e nicio problemă. Dar persoanele din spate, afară era și frig, aveau și o problemă de sănătate, n-ar fi vrut să se deschidă fereastra. Și atunci, la un moment dat, după un timp, a văzut Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul că ele au început să-și mai iau o haină, să-și pună o căciulă în cap, și atunci Sfântul Paisie le-a spus, vă rog, spuneți în mod firesc ceea ce simțiți și ceea ce gândiți. Nu-i nicio supărare. Dumneavoastră o să spuneți când vă este frig și eu am să mai închid fereastra și eu am să-mi cer permisiunea ca, măcar din când în când, să mai deschid fereastra pentru o gură de aer, astfel încât să nu fie atât de rău. O gândire firească, o gândire așezată, o gândire în același timp atentă la nevoia celuilalt și atentă la nevoia noastră. Noi atât de atenți suntem, dar e o atenție greșită pentru a nu fi judecați, pentru a nu se înțelege într-un mod cum noi n-am vrea să înțelegem. Dacă ne comportăm firesc, dacă ne comportăm într-un mod natural, dacă nu suntem cu vicleșug, hai să ne așteptăm de la oameni, de la cei din jurul nostru, să se comporte și ei așa. Dar dacă noi suntem într-o gândire și într-un comportament nefiresc, vom transmite lucrurile acestea chiar dacă nu ne dăm seama. Și atunci și ceilalți, nici ei nu se vor comporta față de noi într-un mod așa cum simt și așa cum cred. Și nu vom ști niciodată ce vrea celălalt de la noi. Îmi aduc aminte odată că a venit cineva la mine în birou și cu sficiunea și cu politețea, da, care îl caracterizau. Până aici nicio problemă, e minunat așa să ne respectăm unii pe alții. Nu contează cine e mai într-un slujire mai chipurile mai sus și alții mai jos, nu contează, respectul trebuie să fie reciproc totdeauna. Dar ce am observat? Că omul nu era sincer. Și atunci când a venit și mi-a expus problema lui, mi-a spus-o cu jumătate de gură, vrând să vadă eu cum primesc ceea ce îmi spune el. Și în funcție de reacția mea, el avea două variante, planul A și planul B. Dacă eu aș primes pe o direcție, el mi-ar fi continuat povestirea sau expunerea în felul acesta și dacă mergeam pe altă direcție, în celălalt fel. Eu de unde să știu tu cum crezi dacă nu ești sincer cu mine? Ca tare v-aș ruga inclusiv, sau și mai ales, nu inclusiv, mai ales gândirea, să învățăm a ne-o simplifica în sensul cel bun, a nu ne-o complica inutil, a nu ne face griji fără de folos ce va spune celălalt.
Ce va crede celălalt dacă eu mă voi duce la biserică? Nu mă va considera ca fiind un om înapoiat, nu mă va considera ca fiind unul care nu mai este în pas cu lumea. Păi eu, în primul rând, trebuie să am conștiință în păcat în fața cui? Fața lui Dumnezeu, cred, nu? Și apoi să am eu conștiință în păcat cu mine însumi. Și după aceea, viața mea n-ar trebui să deranjeze pe celălalt. Așa cum eu îl respect, îl cinstesc, îl tolerez, cum se zice astăzi, și pe cineva cu care nu sunt de acord. Așa cred că și celălalt ar trebui să aibă atitudinea aceasta față de mine. Și în finalul acestei meditații pe care am dorit a vă ține astăzi, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, omul simplu, omul cu minte, omul așezat pe care ne-l pune Sfânta Biserică astăzi în față, aș dori a aminti că inclusiv în viața duhovnicească suntem nu de puține ori cuprinși de un duh al complicării, de un duh nefiresc în viața duhovnicească. Tot Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul zicea că o nevoință făcută de cineva cu tulburare, cu neliniște, nu este una așa cum ar trebui să fie. Dumnezeu nu ne vrea să fim oameni crispați. Chiar când venim la biserică și atunci când ne facem rugăciunea și atunci când ne apucăm să ținem, să spunem, o perioadă de post ceva mai intens decât înainte, Dumnezeu nu vrea să ne complicăm, nu vrea să fim încordați, nu vrea să fim încrâncenați. Dacă vedem că nu putem posti în prima săptămână a postului mare, după rânduiala de postire a bisericii, în primele 3 zile a trebuit să nu mâncăm nimic, apoi a trebuit să mâncăm fără de ulei. Dacă vedem că nu putem, cerem binecuvântare de la Părintele Duhovnic, ne sfătuim cu El și atunci El ne va da o rânduială după măsura noastră, cu dorința, da, ca altă dată să facem ceva mai mult, dar să o facem cu minte, așezat, într-un mod firesc, neforțând lucrurile. Când eram la mănăstirea de unde am venit, la mănăstirea Sihăstria Putnei, a doua zi din postul mare, erau câțiva părinți care, nemâncând în ziua precedentă, nici nu au mai ieșit afară din chilie, pentru că nu se simțeau bine. Și atunci Părintele Stareț a spus, păi eu nu am nevoie de oameni care să nu mănânce, să postească peste puterile lor și la biserică să nu vină, la ascultare să nu vină, să nu se bucure de slujbele bisericii. Și atunci le-a dat binecuvântare, luați un ceai, luați câțiva pesmeți și apoi haideți să ne bucurăm de slujbele bisericii, de rânduiala frumoasă din postul mare. Postul se face cu bucurie, postul nu se face cu gândul, o, când se va termina și postul acesta. Slujbele trebuie să fie slujbe în care să ne fie drag să stăm, la care să participăm cu toată inima noastră, nu cu ochii pe ceas, nu când va termina Părintele predica, nu când va termina, se va termina slujba, hai repede să ajung acasă. Să trăim cu toată inima slujba, să trăim cu toată inima postirea. Când ne facem noi rugăciunea, dacă vedem că suntem peste măsură de obosiți, nu e obligatoriu să terminăm totul, totul, totul. 3 catisme și 2 paraclise și încă vreo 2 acatiste. A, data viitoare, ziua următoare, voi fi mai atent să-mi chivenisesc mai bine timpul, astfel încât seara să nu-i dau lui Dumnezeu, cum spunea un părinte contemporan, doar căscăturile mele. Ci să-i fac o rugăciune, să fac o rugăciune pe care să nu o simt ca o povară, ci cu minte, cum vă spun, așezată, ca un șuvoi de apă curgătoare, mângâietoare și răcoritoare. Așa să ne fie rugăciunea de seară sau rugăciunea de dimineață. Dacă dimineața m-am trezit mai târziu, da, din neatenția mea, din lenea mea, nu mi-am pus ceasul ceva mai devreme. N-am să stau cu stres, vai să nu pierd trenul, vai să nu pierd și să ajung la timp la serviciu, pentru că dacă n-am semnat contica la momentul respectiv, s-ar putea să-mi taie ziua. Și data viitoare voi fi mai atent să mă trezesc mai dimineața, astfel încât să pot să-mi citesc întreaga rânduială pe care o am. Cu alte cuvinte, inclusiv în viața duhovnicească,
fraților și surorilor, să învățăm să trăim, să ne comportăm simplu, firesc. Apropierea noastră de Dumnezeu trebuie să fie una plină de simplitate. Așa cum un copil, atunci când se apropie de tata sau mama, nu-și complică viața, nu se gândește atât de mult. Și murdar să fie, tot în brațele mamei se aruncă, negândindu-se că s-ar putea ca murdăria de pe haina lui să o murdărească și pe mama. Domnul nostru este un Dumnezeu care ne primește, Dumnezeu care ne vrea, se uită la noi cu drag. Nu vrea să ne complicăm viețile, nu vrea să fim stresați. Destul suntem stresați în viața de zi cu zi. Măcar atunci când ne apropiem de El, măcar atunci când aducem înaintea Lui rugăciunile noastre, să nu ne gândim, Doamne, oare bine așa cum mă rog? Cine știe, poate unii mi-au spus, unii, păi Părinte, eu nu știu să mă rog așa cum vă rugați dumneavoastră la biserică. Păi spune cu cuvintele tale, care ți-e durerea, care ți-e gânguritul tău simplu de prunc, spunea Sfântul Ioan Scărarul, adu-L lui Dumnezeu, nu teologie înaltă, adu-L lui Dumnezeu în rugăciune, nu știe, nu cine știe ce complicări ale gândirii și expresii ieșite din comun. Adu-L lui Dumnezeu gânguritul simplu al sufletului, care este întristat, împovărat, plin de păcate, dar care are încredere în acest Dumnezeu care ne primește, ne iartă, ne vindecă și dorește a ne ajuta să trăim simplu, așezat și cu minte, atât în viața duhovnicească, dar și în viața de zi cu zi. Amin.